prieteni, astăzi vom vorbi despre primul articol al simbolului nostru de credință. Cred într-o parțial, doar puțin, încercăm să tăiem elefantul în bucăți ca să înțelegem totuși cât de cât în pastile mici conținutul nostru de credință. Primul articol din Crezul Niceo Constantinopolitan spune așa: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Dumnezeu este unul. Dumnezeu se descoperă pe sine, sau înțelegerea pe care o avem astăzi noi creștini despre Dumnezeu, unul în esența sa, că este unul, treime de persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E o înțelegere complicată. Știți că revelația este un proces. Nuanțele acestea pe care le găsim în Vechiul Testament, în care aparent doar una din persoanele treimii se descoperă, de fapt e prezentă întreaga treime acolo. Vă dau un exemplu la vizita celor trei îngeri de la stejarul lui Manvri, oaspeții de la stejarul lui Manvri. Este o vizită sugerată indirect a treimii, prezența treimii, sfatul celor trei. Există nuanțe în Vechiul Testament, Jehova și Elohim, singular și plural. Dumnezeu este unul și totuși folosește în referatul biblic cu privire la creația omului, se folosește un plural. Dumnezeu este unul. Credem într-un singur Dumnezeu. Mai târziu, când dă legea pe muntele Sinai, apare interdicția, mă rog, prima poruncă zice: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Apare în a doua poruncă interdicția înlocuirii lui cu orice făptură, idolatria. Credința într-un singur Dumnezeu este justificată și de, nu doar de dogma creștină, dar și de logica umană. Nu pot exista mai mulți Dumnezei, toți cu aceleași atribute. Atributele lui Dumnezeu descoperite în limbajul biblic, metaforic, cu ochii, mâinile, inima, picioarele lui Dumnezeu, arată și limita limbajului omului, pentru că revelația se petrece sau e posibilă prin folosirea instrumentului gândirii umane, care este cuvântul care face posibilă toate celelalte instrumente. Ei, îl cunoști pe Dumnezeu care nu poate fi cunoscut în esența lui, ci doar după atribute, folosind însușiri antropomorfice. Ochiul lui Dumnezeu a toate văzător, urechea lui care aude tot, inima lui care iubește. Pentru unul din termenii Vechiului Testament, pentru inimă, și mai târziu în Noul Testament, pentru inimă, este acela de sân al Maicii sau de pântece al Maicii, de unde înțelegi că inima lui este una iubitoare și protectoare în același timp, cum este aceea, cum este locul pântecele Maicii. Putem vorbi o grămadă despre Dumnezeu unul, despre atributele lui, însă vă invit, prieteni, nu doar să-l cunoașteți intelectual, ci să-l și experimentați, să-l experiați în viața voastră pe Dumnezeu, care abia așteaptă să intre în relație, pentru că Dumnezeu este persoană, Duh este Dumnezeu și Cel ce îi se închină, îi se închină în Duh și în adevăr. Pe curând, prieteni!